Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu AC Milan. Astăzi începem greul, să zicem așa, din Champions League. N-avem noi cel mai greu meci, dar bă, e Champions League, la orice te poți aștepta. În primul și în primul rând să facem câteva schimbări, că avem parte din... Băieți obosiți, băgăm aici pe Bakayoko, în locul lui Tomori îl băgăm pe Tiau. Hai să jucăm cu Terzic și cu... Aulu, nu mai avem un daș. Da, asta chiar e o problemă. Le facem altfel. Îl băgăm pe Bakayoko acolo. Și jucăm cu Adili. Hai să vedem ce se va întâmpla, nu? Am făcut schimbările, ne-am pregătit. Mi-e cam frică de Kolo Muani, dar e ok. Hai. Hai să vedem ce se întâmplă, ce se execută. Make some noise. Hai să-i dăm patac, evident. Începem în pase, cum suntem noi obișnuiți. Facem aici tichetaca AC Milan. De Kettler, cu o pasă bună pentru Ronaldo. Care Ronaldo, cum ne-a obișnuit, mai pierde și el mingea din când în când. Bakayoko. Bakayoko pasează bine pentru Tonali în centru. Tonali pentru De Kettler. Dar Jim City îl deposedează. Kolo Muani. Kolo Muani pleacă pe contraatac. Intră Careu. Shoot. Apără Mike. Ce bine a apărat acolo Menian. Prinde balonul acum încă o dată. De Kettler. De Kettler lansează bine pe Adili. Adili urcă bine, Adili. Adili se duce în bandă, încearcă să întoarcă un adversar, rămâne cu Nonoc la minge, centrează în Careu, dar Trap iese și prinde balonul. Bakayoko sare mingea din el ca din colțul Messi acolo. E ok. Gheoțe. Gheoțe deposedat bine, superb acolo de Adili. Messi pentru Ronaldo. Ronaldo îl vede bine acolo pe Rafa Leao, care intră în centrul Rafa Leao. Gol 1-0. Minutul 21. AC Milan deschide scorul pe terenul celor de la Frankfurt. Incredibil joc de pase. Senzațional. S-a jucat superb. Superb s-a jucat. Pase bune, o finalizare bună din pasarul lui Rafa Leao. Perfect, tot așa s-o ținem. Tot așa că episodul trecut, nauf. Păi, ăsta e produs de construcție, da, nu știe el fotbal. Deposedează bine acolo Tiau. Bakayoko îl vede bine pe Leao. Leao lansează bine acum pe Ronaldo. Ronaldo pentru De Kettler. De Kettler îl vede pe Messi. Messi întoarce un adversar, intră în centru Messi. Messi șut la colțul lung. Gol! 2-0, minutul 29. AC Milan înscrie încă o dată. Messinaldo. Atacul nostru format din Messinaldo. Superb, superb. Să ne bucurăm cât mai putem că se vor retrage curând și nu numai în joc. Am văzut că și Ibrahimović s-a cam retras așa un pic, nu știu ce să zic, dar na, nu pot să ai încredere în Ibrahimović că dacă îi se pune pata s-ar putea să revină.
Cine știe cum îl vezi la 50 de ani în tricoul lui AC Milan? De Kettler. De Kettler driblează extraordinar acolo de Kettler. De Kettler intră în careu, pasează în centru la Tonali, dar Tonali este blocat acolo de Max. Ce să vezi că îi au de poartă, nu corner. Nu contează, trecem peste. Sare acolo bine Adili la cap. Cred că pe băiatul ăsta o să-l folosim mai des, că mi-a plăcut cum a jucat, sincer. Offside. Bă, da, cred că e Adili fundaș. Și nu înțeleg de ce. Terzici pasează bine pentru Bakayoko. Bakayoko deposedat încă o dată de Jim City. Terzici câștigă posesia. Rafa Leao. Leao pentru Bakayoko. Bakayoko îl vede bine pe Ronaldo. Ronaldo șut din marginea careului. Puțin pe lângă bară. Bună lui Ronaldo aici. Aproape. A fost aproape. Ture. Încearcă să găsească acolo un coechipier, dar Rafa Leao respinge și vine pauza. Pauza aici la Frankfurt. 0 la 2 pentru AC Milan. S-a jucat superb. Am avut faze. Ei au avut o fază. Trăiască Menian. Îi dăm bătaie. Ure pentru Kolomoani. Kolomoani pasă în bandă pentru Max. Max se duce acolo, încearcă să centreze, dar Calabria intervine superb. Hai să-l băgăm și pe Serginio Dest în locul lui Calabria, pentru că e cam obosit al nostru jucător. Și iese Mike Maignan superb. Deschide jocul pentru Bakayoko. Bakayoko urcă, Bakayoko superb. Încă urcă. Nu prea mai are viteză, a obosit un pic așa. De Kettler pentru Ronaldo, care este deposedat. Dar Leo e pe fază, pasă pentru Ronaldo în centru, Ronaldo șut și gol! 3 la 0 după o greșeală în defensiva celor de la Frankfurt. Superb! Bore pentru Jim City. Jim City pentru Ndicka. De Kettler deposedat acolo de Sow. Mario Götze urcă, Mario Götze șut slab. Cu așa ceva nu poți să-l surprinzi pe Menian. Este, vede bine pe Messi. Messi acum, Messi deposedat de Sow. Trap, ridică balonul acolo, dar Bakayoko e mult mai bun la cap decât al lor jucător. Hai Bakayoko, încă o dată. Bine voi Bakayoko. Messi. Messi, șut de la distanță! Superbă parada lui Trap. Hai să-l băgăm și pe Krunic un pic așa. Hai să centrăm direct în careu. Dest vine bine acolo, Krunic în marginea careului încearcă să șuteze, este blocat. Ronaldo deposedat acolo de Jim City. Jim City degajează balonul, sare superb Adili la cap. Bă, deci îmi place extrem jucătorul ăsta. Și eu care nu vreau să-l folosesc. Că lucrurile o să se cam schimbe, că joacă chiar bine. Krunic acum, Krunic deposedat și el de Jim City. Jim City joacă acolo superb. Hai să facem, cred că ultimile schimbări. Clar, în locul lui Ronaldo o să intre Cristian Căbacioa, e format. Și Rebic în locul lui Leao. Și hai să facem o manevră și să-l băgăm pe Mirante în locul lui Menian.
Joacă și piciorul lui, pe cum? Dacă băieții știe fotbal, de ce să nu-l băgăm și pe Mirante? Messi! Messi pleacă bine, Messi acolo! Messi! Messi rămâne la balon, Messi, Messi în afara careului, șut, Messi, bară! Doamne ferească Dumnezeu! Când am văzut șutul ăsta, mă gândeam pur și simplu, mamă ce bășină de șut! Dar ce să vezi? Era să dea gol! Da, aparent a fost offside. Mai bine că n-a dat, că mă înțepa inimă. Runici. Krunic îl vede bine acolo pe Rebic. Terzici. Krunic. Terzici. Krunic. Rebic. Ce vorbești, mă? Colomuani. Colomuani. Pasă extraordinară pentru Bore, care înscrie 3 la 1, minutul 89. Cristea pasă pentru Krunic. Krunic, Krunic, deposedat acolo. Knauf, Knauf pentru Max. Și final de meci. AC Milan câștigă turul cu Frankfurt. Suntem destul de aproape de o calificare, dar hai să nu uităm meciurile din cariera cu Rapid. Niciun meci nu seamănă cu altul. Și să vedem ce o să facem pe San Siro. Hai să-i dăm bătaie. Bayern îi bate pe Celtic 2 la 0 în Scoția. Da, ce să zic? Anume, avem meci cu Roma. Trebuie să facem o figură bună și în campionat, că ne-am cam lăsat potențială și dacă îi batem, trecem pe primul loc. Mamă, dar ne-am lăsat Potenceală rău de tot. Un pic supărat Ben Nasser că nu a fost folosit. Dar ce să-i fac? Păi ce să-i fac? Dar o să joace acum cu Roma. O să-l jucăm pe Cristea. Da, ați auzit bine, o să-l jucăm pe Cristea titular. Pentru că Ronaldo e obosit și nu vreau să-l forțez. Hai să-l băgăm și pe Selemaker în locul lui Messi. Și să-i dăm bătaie. Stăm bine pentru moment. Hai să jucăm așa. Derby pentru loc întâi. Mare meci mare cu Roma pe San Siro. Îmi place că e un campionat strâns. Asta chiar mă încântă. Încep tare cei de la Roma. Noroc că nu a fost o centrare reușită. Mancini pasează pentru Cristante. Cristante pentru Pellegrini, Voland. Dybala, șut acolo. Apără Menian, Cristante rămâne la balon. O pasă în centru deviată cu succes de Tomori. Isai. Isai vede bine pe Leo. Isai intră în centru, pasă la Cristea. Cristea, nemaipomenit, Cristea acolo, șut și gol! Nici nu mă gândeam să se întâmple așa ceva. Extraordinar, Cristea! Extraordinar, minutul 12, AC Milan deschide scorul împotriva Romei pe San Siro. Superb! Superb gol al tânărului nostru, Cristea! În plasa laterală și îl învinge acolo pe... Nu mai știu cine apără la ăștia, Rui Patricio? Dybala.
Dybala pasă în bandă pentru Spinazzola, deposedat extraordinar de Calabria. Selemakers nu e la fel de deștept ca Messi să urce și el pentru pasă, dar e ok. Selemakers intră în careu, Selemakers. Selemakers, șut, gol! 2-0, minutul 18. Selemakers. Hai că a revenit și ăsta bine. Nu o să-l vindem pentru că eu sper să fie un locuitor de bază pentru Messi. Abraham. Abraham pasă în centru pentru Cristante, dar apără Mike Maignan. Șut extraordinar al lui Cristante, destul de bun, dar nu suficient. Îți trebuie un șut extraordinar ca să-l bați pe marele Mike. M-am cam contrazis un pic, dar e ok. Cine vede? Nu vede nimeni. Șșș, liniște. Wow. Ce pase, ce devieri, ce vorbești, mă. Isai, respingere bună, Ibanez pasă pentru Llorente, Llorente pentru Abraham, Abraham șut, nu perfect, am scăpat cu mare noroc de data asta. Selemakers pentru Tonali, Tonali îl vede bine pe Rafa Leao, dar n-ajunge mingea până la Leao. Abraham încearcă acolo Tomori să-l depășească, să-l deposedeze. Dar măcar a apărat Maignan. Tonali. Tonali pasă bună pentru Cristea. Cristea acum pentru Selemakers. Selemakers înapoi pentru Cristea. Cristea din afara careului încearcă un șut. A fost o încercare așa mai la o hacă. Erau slabe șansele să dea gol Cristea de acolo. Bun, bun, ne apărăm bine, suntem legați în apărare. Sangare acum pentru Leao. Leao pleacă bine pe contraatac, Leao. Leao în bandă, centrează Leao pentru Cristea. Nu reușește acolo să reia cu capul. Tonali. Tonali de marginea careului încearcă un șut, dar este blocat. Și pauză pe San Siro. Conducem 2-0, la acest scor suntem înapoi pe locul 1. Iată Specia îi conduce pe Inter. Da, uite că pe asta n-am luat-o în calcul. Dacă bate Inter, nu mai suntem pe locul 1. Da, avem meci direct cu ei. Trebuie să ne luăm revanșa. Cu toate că i-am bătut în Supercupă, trebuie să ne luăm revanșa. Campionat, că ne-au făcut de râs cu 3-0 ăla. Dar e ok. Să jucăm noi fiecare meci la fel ca pe ăsta și e mai mult decât ce trebuie. Am scăpat bine. Bennacer acum. Bennacer pleacă bine pe contraatac. Bennacer blocat acolo și este faul. Hai să-l băgăm pe Dest în locul lui Calabria. Isai bate pentru Dest. Bennacer acum. Bennacer cu șut de la distanță. Pickford. Rafa Leao. Leao intră în careu. Leao deposedat ușor acolo, dar revine la balon. Dest. Dest pentru Bennacer. Bennacer șut de la distanță. Șut bun al lui Bennacer. Nu știu, dar uneori se aud fanii, zici că e film de groază, n-am văzut așa ceva. Bun, acolo Sangare deposedează excelent. Sangare se duce, Sangare, Sangare, șut, Sangare, gol! 3-0, minutul 65. Nebunul de Sangare. Hai să facem câteva schimbări. Avem 3-0, ne permitem. Stăm bine. În locul lui Cristea îl voi băga pe Baciuai.
Rebic în locul lui Leo. De Kettler. Și mai am o schimbare. O să-l bag pe Krunic în locul lui... Benacer. Bun. Hai să-i dăm bătăi. Hai băieții mei. Perfect acolo, Calulu, o alunecare bună. Și iată că Abraham nu vrea să aibă corner. Tomori pasă bun acolo pentru Tonali. Tonali îl vede excelent pe Rebic. Rebic pasă pentru Hisai. Hisai urcă în centru, pasează bine pentru Baciuai, dar Mancini deposedează. Solbakken. Solbakken deposedat de Tomori. Tomori atacă acolo. Deci că e atacant. N-am văzut așa ceva. Las că e bine. Dybala, Pellegrini. Deposedat Pellegrini de Kalulu. Baciuai acum. Baciuai rămâne la balon. Baciuai, Baciuai. Ce să luptă acolo, Baciuai. Rebic pasă bună pentru De Kettler. De Kettler intră în careu. De Kettler încearcă să șuteze, dar nu poate. Este incomodat prea rău. Asta e ghinion. Abraham. Tammy Abraham pasă în centru. Dybala șut și gol. 3 la 1. Minutul 85. Dybala reduce din diferență. N-ai vrut să vii Panarama la AC Milan. Era bun Dybala. Cristante. Cristante. Llorente acum. Llorente pentru... Mamă, iar ne dă ăsta gol. Fuh. Hai că n-a șutat bine de data asta. Dar oricum nu-i mai ajută minutele să întoarcă rezultatul, așa că e bun. Fault acolo. E și aproape final de meci. Solbakken este schimbat. O degajăm acolo cu Tomori. Tomori pasă, ăsta, Selemakers pasează în centru, dar final de meci, câștigăm 3 la 1 și cu Roma. Dacă a făcut egal sau a pierdut Inter, suntem din nou pe locul 1. Hai că chiar sunt curios să vedem ce s-a întâmplat în cealaltă partidă. Sper să fi călcat greșit Inter. Da, Inter a călcat greșit, a pierdut cu Spezia și ne întoarcem pe locul 1. Ne întoarcem pe locul 1, acolo unde este locul Milanului. Hai să ne uităm un pic la clasament. Avem semifinala cu Inter, cu Juventus, pardon. Un meci destul de greu, dar e ok. Mai departe. Mai departe, mai departe. Ce scoruri au mai fost? Inter îi bate 2-1 pe Liverpool, Atletico îi bate pe Copenhaga 4-2, 2-2 City cu Ajax, 2-2 și Benfica cu Leverkusen, PSG îi bate pe Spurs 2-1, iar Real Madrid face 1-1 cu Chelsea. Superb! Dacă pic eu cu Real Madrid, îi iau vorba lui Nea Gigi. Țaca, țaca la tocană! Ia să vedem aici că a venit scouter cu ceva prunci, dar slabi rău de toți, așa că nu ne prea interesează absolut nimic. Așa că ăsta e un pic diferit. 52 și 70, dacă are 70 overall îl păstrăm, măcar 65 acolo. Hai să vedem un pic așa. Youth Academy. Care e ăla, mă, care l-am luat acum? Ăsta. 60 overall. Quick foot.
Tare, cu tare. Îl promovăm la seniori. Putem să ne uităm cam ce... Să ne uităm ce... Ce status are? Balotul a crescut un punct. Caldara are 72 overall. Dest poate îl păstrăm, nu știu. Cum îl cheamă pe ăla de la... Ăsta e. Club Science. Da, ce pot să zic? Maldini poate crește ca să facem și noi ceva cu el. Ăsta nu știu ce să zic de el. Cred că o să-l vindem direct. Cristea crește ușor, ușor, dar nici în el nu prea în bază. Colombo, 73 overall și Lazetic, 68. Cred că după ce revine Lazetic o să-l păstrăm ca să-l folosim. Da. Ce să mai, dragilor, cam ăsta a fost episodul de azi. Să ne uităm un pic ce meciuri avem episodul următor. O să avem Juventus și returul cu Frankfurt. Bănuiesc că nu pierdem cu Verona și Cremonese acum, cu bune. Așa. De revenit am revenit pe locul întâi. Asta e tot ce contează. Și dragilor, până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. Pa!